Yanis Hagi în locul lui Silviu Pană. Minutul 89 al meciului de la Chiajna dintre Viitorul și și Făce Botoșani. Probabil, nu probabil, sigur vom ține minte cu toții această dată, 5 decembrie 2014, la 16 ani, o lună și câteva zile. Yanis Hagi își face debutul în Liga 1, trimis în teren de tatăl său, de Gică Hagi, într-o situație, spuneam, disperată pentru Viitorul.